convins că opinia lui e întotdeauna adevărată. El confundă opinia cu cunoștință. Noi ne naștem cu narcisism, noi ne iubim foarte mult. Secolul 20 a fost supranumit cel mai mizerabil secol din istoria universală a omenirii. Au avut loc două războaie mondiale, două măceluri la nivel mondial. A avut loc un holocaust și un gulag. Toate aceste orori s-au făcut în numele unor adevăruri, cu ghilimele de rigoare. Oamenii nu mai vor adevăruri. Sunt sătui până aici de adevăruri și au ajuns să își găsească propriul lor adevăr. Este ceea ce vedem prin teoriile conspirației. Noi, ca popor liber, am ales, în cunoștință de cauză, să trăim într-o epocă a post-adevărului. Nu ne mai interesează faptele, ne interesează propriile noastre dorințe. Vreau să ne dați niște tipuri de oameni sau caractere de care ar trebui să ne ferim. În primul rând, cei care vor să aibă mereu dreptate. Trebuie să ne ferim de ei. Ocoliții. Cel care vrea să aibă mereu dreptate e un ticălos. Are Nichita Stănescu un vers care spune cam așa: în dragoste, cine are mereu dreptate e un om singur. Ura ne mănâncă, ne roade, ne face nefericiți în permanență. Ura, invidia. Internetul este cea mai mare invenție a narcisismului omenesc. Păi și exact epoca asta o trăim, epoca self-love-ului. Te îndeamnă să te iubești pe tine însuți, exact, uitând să spună exact să-ți iubești și aproapele. Că dialogăm cu noi înșine. Asta este ideea. Și periculos asta? E foarte periculos, pentru că se creează un fel de autism ăsta social. E adevărată până la urmă afirmația aceea cu banii n-aduc fericirea? Degeaba faci bani dacă ți-ai pierdut sufletul. Numai și pentru ce să trăiești. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne Purcari din 1827. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Episodul de astăzi este un curs despre cum să trăim în cele mai violente timpuri din punct de vedere al comunicării dintre oameni. Invitatul meu este unul dintre cei mai iubiți profesori din România și ne va învăța de ce nu e sănătos să ai întotdeauna dreptate și de ce a comunica bine te ajută să trăiești mai bine. Podcastul de astăzi este despre cum putem face lumea mai curată prin felul în care comunicăm, mai puțin agresivă și, în definitiv, mai bună. Acesta este și crezul partenerului nostru pentru acest episod. Remixshop.com este un magazin online de haine și mod outlet care crede în sustenabilitate. Am aflat recent despre ei. Sunt curios dacă tu știai deja despre remixshop.com sau ai comandat deja de pe site. Misiunea remixshop.com este de a salva nu doar planeta printr-un consum responsabil, dar și bugetul tău. Găsești pe site mii de mărci, de la H&M la Gucci. Sunt peste 25.000 de produse adăugate zilnic în ofertă și ai în fiecare zi discounturi de până la 80%. Iar piesele vestimentare care îți plac le poți salva în favorite și vei fi notificat atunci când prețul lor o să scadă și mai mult. Remixshop.com vrea să inspire o generație care să regândească ideea de second hand și outlet. În afară de a cumpăra haine de pe site, poți trimite pentru vânzare haine și accesorii bine păstrate prin intermediul serviciului Vindeți la Remix. Astfel, faci loc în șifonierul tău pentru alte piese vestimentare, dar lași în urma ta și o planetă mai curată. Doamnelor și domnilor, vă rog să nu coborâți de pe planetă. Urmează un episod prin care o putem face mai bună, cu mai puțină violență și mai multă comunicare. Un moment cu adevărat valoros e rarissimo. Cellini prețuiește fain și simplu. Invitatul de astăzi îl vânesc de ceva vreme și l-am prins exact în cea mai aglomerată perioadă pentru el. Este profesor la SNSPA, doctor în filozofie și profesorul anului mai mulți ani la rând, chiar și în 2023. Acum, pe bune, chiar e unul dintre profii iubiți din România. Bine ați venit, domnule profesor Dumitru Borțun. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur sincer că am ajuns în ograda dumneavoastră. Nu e ograda mea, e doar o cămăruță în care încercăm săptămână de săptămână să decriptăm unele comportamente ale noastre personale și să învățăm din poveștile oamenilor care se așează aici la masă și din toată cunoașterea pe care ei o aduc aici. Iar astăzi, așa cum v-am spus la telefon, aș fi vrut să vorbim un pic despre violența asta pe care o trăim la tot pasul în ultima vreme, culmea, în cele mai
liniștite timpuri din toată istoria omenirii. Da, cu oamenii... așa este. Din perspectiva asta a războaielor, a măcelurilor, e liniștită epoca. Și cu toate astea, oamenii sunt violenți. Este un paradox, ați zis bine. Pentru că pe vremuri oamenii își făceau dreptate, se luptau pentru dreptate. Acum mi se pare că toată lumea vrea să aibă dreptate. Și e foarte greu să le schimbi părerea oamenilor. Oricât de învățat ai fi, oricât de profesor la SNSPA sau realizator de podcast. Dacă omul știe că are dreptate, aia e dreptatea lui. Da, e bine am făcut observația, pentru că nu știu dacă știți că există în librărie o carte a lui Arthur Schopenhauer, Arta de a avea mereu dreptate. Și cei care ne aud au auzit de Schopenhauer când au învățat despre Eminescu la liceu, că acest mare poet al nostru a fost influențat de filosofia lui Schopenhauer. Și el spune cum faci ca să ai mereu dreptate, dar în final dă o sentință. Cel care vrea să aibă mereu dreptate e un ticălos. De ce? Pentru că tu, de fapt, nu vrei nici să ajungi la adevăr, dacă e o dispută în planul cunoașterii, nu vrei nici să rezolvi o problemă, dacă e o dispută în planul practic. Nu cauți o soluție. Vrei să ai dreptate. Atât. Și te zbați, te lupți pentru treaba asta și ajungi să mistifici realitatea, să filtrezi faptele, argumentele, numai ca să cazi tu în picioare ca pisica. Să ai tu dreptate. Ori asta te face, în primul rând, neproductiv pentru cei din jur. Nu poți să-i ajuți pe cei din jur cu nimic decât cu dreptatea ta. Asta te ajută pe tine. Și, pe de altă parte, rămâi singur. Rămâi singur pentru că are Nichita Stănescu un vers care spune cam așa: în dragoste, cine are mereu dreptate e un om singur. Așa că i-aș invita pe cei care ne urmăresc să aleagă, așa, să facă un experiment mental și să se gândească ce preferă. Să aibă o relație împlinită, o relație frumoasă care să împlinească sau să fie, să aibă mereu dreptate. Păi și poate chiar de asta am ajuns vremurile în care singurătatea este o pandemie. Da. Adică sunt din ce în ce mai mulți oameni singuri și pare că le place așa, pentru că avem lângă noi social media, avem Netflix, avem HBO, da, mai avem fotbal. Dialogăm cu propria noastră opțiune, adică dialogăm cu noi înșine. Asta este ideea. Și e periculos asta? E foarte periculos, pentru că se creează un fel de autism ăsta social, care nu are rădăcini psihologice, biopsihologice, nu. Anatomice sau fiziologice, are rădăcini sociale. În acest dans pe care îl facem cu noi înșine, pentru că asta facem pe internet. Internetul este cea mai mare invenție a narcisismului omenesc. Omul care se iubește atât de mult pe el încât se poate oglindi în apa lacului, da, ca narcis, și să stea toată ziua acolo de dragul lui. Că narcis, asta e marea lui problemă, nu doar că se iubea pe sine și avea o dragoste denaturată, întoarsă spre el însuși, nu spre ceilalți. Marea lui problemă e că nu făcea nimic toată ziua. Era, nu? Cum spun rușii în literatura rusă, un om de prisos. Păi și exact epoca asta o trăim, epoca self-love-ului. Da, exact. Toate curentele astea te îndeamnă să te iubești pe tine însuți, exact. Uitând să spună exact. Să-ți iubești și aproapele. Da, exact. Nu ne mai iubim aproape, ne iubim pe noi înșine, intrăm pe internet, acolo găsim tot felul de lucruri care ne convin nouă, pe care le alegem noi, pentru care optăm noi, ce nu ne place trece mai departe și atunci ne contemplăm de fapt pe noi înșine. Ne contemplăm propriile noastre opțiuni. De aceea nu mai schimbăm registru, nu ne mai îmbogățim, nu evoluăm, pentru că rămânem în aceleași registre, în aceleași paradigme, în aceleași modalități de acțiune. M-ați întrebat de unde vine toată nebunia asta. Exact, că de la dragoste de sine, de la self-love până la violență, mi se pare că e totuși o distanță. Da, domnul Morar, ați auzit replica asta, să gândești global și să acționezi local. Este genial. Pe de o parte, pentru că nu putem acționa global,
oricâtă globalizare ar fi în lume, fiecare dintre noi avem un areal limitat de acțiune. Dumneavoastră la radio, ăsta e un mijloc de comunicare în masă, aveți o capacitate de influențare mai mare, eu la catedră, altul la locul lui de muncă, lângă strungul lui, fiecare are arealul lui. Psihologii sociali spun că în medie un individ poate influența până la 10.000 de persoane în viața lui. Un individ normal, care nu e vedetă, nu este celebru, nu poate influența. De la începutul până la sfârșitul vieții. Da, într-o viață, 10.000 de oameni. Deci suntem limitați ca impact, ca areal, ca loc pe care îl putem sfinți, suntem limitați. Dar ca să înțelegi astăzi ce se întâmplă în locul în care trăiești, tu trebuie să gândești global. Pentru că lucrurile care au intrat în interacțiune se leagă atât de mult încât este suficient să nu se facă o cultură în Canada sau în Statele Unite. Știți că la ora actuală e o mare secetă pe centura de porumb a Statelor Unite. Asta va afecta prețul pâinii în România. Pentru că o serie întreagă sau faptul că o anumită cultură în Canada nu s-a făcut, soia mi se pare că nu s-a făcut, a crescut foarte mult la bursă prețul rapiței. Asta e în avantajul nostru. Astăzi că am început și noi să cultivăm rapiță. Avem câmpurile galbene. Deci, suntem în interacțiune. De-aia nu mai poți să te înțelegi pe tine în plan local dacă nu gândești în plan global. Și am să încerc să explic plecând de la niște realități globale ale umanității. Timpurile astea violente. Timpurile pe care le trăim. Ca să înțelegem de ce e violent și vecinul nostru. Secolul 20 a fost supranumit cel mai mizerabil secol din istoria universală a omenirii. A fost un secol deplorabil, scabros, pur și simplu. Au avut loc două războaie mondiale, două măceluri la nivel mondial și multe alte măceluri pe care nu le numim mondiale. A avut loc un holocaust și un gulag. Gulagul, pentru cine nu știe, este corespondentul holocaustului, da? Nu e vorba de nazism, e vorba de stalinism, ceva foarte înrudit. Deci, naziștii îi executau, îi exterminau pe evrei, pe romi și pe alții prin gazare și prin înfometare. Cei din munții Ural și din Siberia îi înfometau prin muncă, îi exterminau prin muncă. Îi și înfometau, nu-i tratau medical, dar îi puneau să muncească până la extenuare, până cădeau jos. Milioane de oameni au murit și într-o parte și în alta. Toate aceste orori s-au făcut în numele unor adevăruri, cu ghilimele de rigoare. Adevăruri propagate prin propagandă în contextul unei ideologii care justifica lucrurile pe care le făceau. Naziștii justificau prin rasismul, teoria lor rasistă, rasa ariană care e superioară celorlalte, care ducea în mod obligatoriu la epurarea rasială, prin teoria spațiului vital. Germania avea nevoie de spațiu vital, avea o întreagă teorie geopolitică. Rușii la fel, ei construiau raiul pe pământ, comunismul, și în numele acestui bine major puteau face și niște crime. Toți spuneau, Stalin a și spus-o, ca să faci omletă trebuie să spargi ouă. Adică, dragul unui bine mai mare, poți să faci niște crime, cum făcea el. Cum deci, și comuniștii în România și-au dorit omul păi nou? Erau toți staliniști. Deci nu au fost altceva. Erau staliniști instalați de Moscova. Deci, asta vreau să spun. Aceste orori ale secolului 20 au fost făcute în numele unor adevăruri. Oamenii nu mai vor adevăruri. Sunt sătui până aici de adevăruri și au ajuns să își găsească propriul lor adevăr. Este ceea ce vedem prin teoriile conspirației. Fiecare își construiește o teorie care îi dă o explicație pentru anumite lucruri. Oamenii nu au nevoie de explicații. Că nevoia asta de certitudine, de a explica un lucru, de a înțelege de ce, din ce cauză, astea sunt nevoi perene ale naturii umane, din totdeauna și vor fi totdeauna. Numai că ele au fost satisfăcute în moduri diferite de la o epocă la alta. Astăzi oamenii își construiesc propria lor
nu fiecare în parte, că fiecare face parte dintr-un public care gustă o anumită teorie explicativă. S-au numit generic cu teoria ale conspirației. Ele sunt foarte firești, pentru că sunt în consonanță cu firea omenească. O fire omenească are această nevoie de certitudine. Nu poți să treci în incertitudine. Psihologii au chiar... Dar are și multă imaginație firea asta. Da, păi nu contează. Are imaginație, are justificări, are capacitatea de a fenta realitatea numai de dragul de a găsi un lucru mai plăcut decât... Percepția e întotdeauna mai puternică decât realitatea? Da. Americanii au o vorbă, wishful thinking, a gândi așa cum, ca să ajungi la dorințele, la concluziile dorite, să satisfaci dorințele tale sufletești, confortul psihic, sau să-ți întărești statutul, sau să-ți confirmi părerea ta despre tine, care întotdeauna foarte bună. Ai văzut nevastă, ai văzut ce spune la televizor? Uite, aici, eu ce spuneam acum două zile, vezi? Și el zice la fel, da? Doamna, ți-a crescut pipota, cum să vă spun, ce, în fața nevestei ești magul și Mafalda. Asta este era pe care o trăim acum, era post-adevărului. A post-adevărului. Adică oamenii nu mai au nevoie de adevăruri, pentru că adevărul ne-a dus la un secol mizerabil și am inventat această eră. E un termen inventat de un columnist editorialist american, Tesici, care Goran Tesic, care de originar croat, de aici, din Croația, și care era foarte ascultat în... Așa, a publicat un articol în 1992, în care spune cam așa, e cutremurător cum formulează, de-aia încerc să-l citez. Noi, ca popor liber, am ales, în cunoștință de cauză, să trăim într-o epocă post-adevărului. Nu ne mai interesează faptele, ne interesează propriile noastre dorințe, nu ne mai interesează argumentele raționale, preferăm argumentele emoționale. Deci ne-am întors, domnul Morar, în peștera lui Platon. Pentru cine nu știe, Platon, gânditor grec, care a gândit, a trăit, a gândit și a scris acum 2400 de ani, are într-o lucrare a lui Republica descrierea unui mit prin care vrea să explice de ce putem să ne înșelăm când cunoaștem. Zice așa, imaginați-vă că niște oameni sunt legați de pereții unei peșteri cu lanțuri și nu pot să vadă ce se întâmplă afară. Dar prin fața peșterii trec tot felul de animale, de oameni, de care, de așa mai departe, datorită unui foc care arde în mijlocul peșterii, umbrele acestor lucruri se văd pe pereții peșterii. Acești oameni care au fost dintotdeauna în peșteră, cred că aia e realitatea. Să uită la acele umbre ca la realitate. Dacă ar ieși afară și ar vedea ce se întâmplă, în primul rând că i-ar orbi lumina soarelui, că nu s-o obișnuiți cu lumina. Și în al doilea rând, ar vedea că esența, realitatea adevărată este cu totul alta. Prin asta, Platon vrea să facă distinția dintre doxa și episteme. Doxa însemna părere, opinie, de aici vine termenul ortodoxa, părere dreaptă. Ortos, drept, doxa, părere. Și noi mai avem o expresie românească, ești doxa. E doxat, are doxă, da. Adică are o părere, are o credință. E doxat, ortodoxă. Iar episteme înseamnă cunoștință adevărată. Și noi nu prea facem diferența asta. Exact. Mai ales la români, am observat foarte analitic, așa, nu am făcut cu intenție, am văzut ce se întâmplă în alte țări. Te duci la francez și francezii spun je crois que, au o rezervă. Ei spun ce cred, nu spun cum stau lucrurile. Englezul e mult mai rafinat. Spune sunt tentat să cred că. E chiar mai sceptic decât francezul. Știe că există întotdeauna posibilitatea de a te înșela. Românul zice stai mă, taci din gură, spun eu cum stă treaba. Ia și scrie. Deci românul este convins că opinia lui e întotdeauna adevărată. El confundă opinia cu cunoștința. Românul e doxă. Românul e doxat. De ce e adevărat? Fiindcă e a lui. Înțelegeți? Asta e o formă de narcisism cognitiv, e o structură cognitivă pe care Jean Piaget a explicat-o în cartea lui Psihologia Inteligenței. Noi ne naștem cu un narcisism, noi ne iubim foarte mult. În primul rând că este o nevoie de integritate fizică, psihică,
emoțională, nevoia noastră de integritate ține de instinctul de supraviețuire. Pe urmă este să cuplează cu egocentrismul. Vedem lumea doar din perspectiva eu-ului nostru, o evaluăm doar din perspectiva eu-ului nostru, ne place, nu ne place, e și adevărat, e și bun dacă ne place. Nu ne place, nu e nici adevărat, nu e nici bun. Deci noi proiectăm propriile noastre trăiri, propriile noastre sentimente, nevoi, aspirații, visuri, fantasme, le proiectăm asupra lumii. Ăsta este egocentricul. Egocentrismul, spune Jean Piaget, trece pe la 12 ani. Până la vârsta aia, copilul crede că luna se ține după el. Până la urmă, se prinde că e o iluzie și începe să vadă că sunt niște raporturi obiective, că tu ca individ ești într-un grup, sunt și alții la fel ca tine, care au și ei visurile lor, au și ei speranțele lor, au gusturile lor, încep să-i întreb, ție-ți place, ție nu-ți place, tu ce-ai prefera, încep să te socializezi, adică te umanizezi, intri într-o nouă fază a umanizării. Din păcate există oameni, și eu văd foarte des în jurul meu, oameni care ajung la bătrânețe și rămân egocentrici. Și au impresia că toată lumea trebuie să învârtească în jurul lor. Și spun numai ce le place, ce nu le place, dau sentințe, dau etichete în stânga și în dreapta. Este oribil. Este, știți că e o vorbă la țară, urât e bătrânul care îmbătrânește prost. Deci să fii bătrân și să fii prost. Că de regulă bătrânița se asociază cu înțelepciunea, da? Exact. Vezi un om care a îmbătrânit și rămâne prost. Să crede buricul pământului, îi face pe toți, îi etichetează, nimic nu-i place, tot ori pute, ori miroase a parfum, nimic nu-i... Mă, stai puțin, asta e o formă de mizantropie, da? De ură pentru oameni, pentru că tu rămâi în centrul lumii și rămâi singur, fiindcă vă spuneam adineori, rămâi singur dacă vrei să ai mereu dreptate. Și practic tu alegi să fii nefericit toată viața. E alegerea ta. Pentru că ura nu cred că poate să ascunde oameni fericiți. Nu, nu. Ura ne mănâncă, ne roade, ne face nefericiți în permanență. Ura, invidia, sunt mai multe sentimente de astea. A dat Dumnezeu că nu le-am avut, nu le-am experimentat niciodată. De multe ori chiar eram adolescent și mă suspectam că nu sunt normal, că am niște infirmități. Nu pot să invidiez, de pildă. Eu dacă văd pe cineva care realizează ceva frumos, ceva bun, îl admir. Nu-l invidiez. Deci eu am ajuns la concluzia cu timpul că cei care invidiază, de fapt, nu sunt capabili de admirație. Când nu ești capabil să admiri, atunci ce vă să faci? Invidiezi. Te-ai vrea în locul celuilalt. Și tot, mă simt ca la un curs la facultate, pentru că încă n-am aflat de ce trăim cele mai violente timpuri, dar aici vreau să deschid o paranteză. În momentul în care trăim într-o lume a post-adevărului, în care nu mai există instanțe la care să apelăm, nu mai există instanțe, autorități cognitive. Profesorul, doctorul, juristul, magistratul, ăștia nu mai au valoare în ochii omului. La doctor au ajuns să apară de-aștia care spun, dă-mi o rețetă de asta compensată, că știu ce am. Păi nu vreți să vă consult? Nu, dragă, știu ce am. Dar de unde? De pe internet. Să vă iau măcar tensiunea. Am aparat acasă. Deci știu asta de la medici. Eu mă întâlnesc des cu medici. Le vorbesc despre comunicarea în medicină. Comunicarea medic-pacient, comunicarea în echipa medicală, comunicarea cu opinia publică, purtătorii de cuvânt de la spital. Sunt o serie întreagă de domenii în care medicina românească are nevoie de comunicare și nu să facem facultăți. Și mă întâlnesc cu ei, am făcut la SNSP și un curs post-universitar de comunicare medicală, deci știu ce se întâmplă, mai ales la medici de familie. Intră ăsta informat de pe internet și cere doar asta. El nu mai are respectul pentru ce știe medicul. Vede în medic doar un tip care vinde medicamentele unor firme farmaceutice. Atât. Profesorul nu mai este respectat, pentru că ați văzut ce pantofi stâlciați are și ce sacou demodat și ce tunsoare și coafiură demodată. Nu se compară cu mine, care am 4 mașini. Asta gândește țoapa. Țoapa care a ajuns la bani se uită cu dispreț la profesoara copiilor ei. Și le spune acasă, lăsați pe ratația de la școală, faceți ce vă spun eu, nu ce zic ei. Vreți să ajungeți ca ei? Genul ăsta deci profesorul nu mai este, magistratul e considerat corupt,
uitați-vă ce se întâmplă în zilele astea, da? Cu hotărâri întoarse, condamnări anulate, da. Desfințate. Deci toate lucrurile astea sunt în să topesc așa, curg. Și în momentul ăsta fiecare încearcă să-și dea dreptate și devine violent, pentru că în momentul în care nu mai ai pe cine să întrebi, deci nu mai ai instanțele alea, nici cognitive, nici morale. Instanța cognitivă este unul sau o instituție sau o persoană pe care ești convins că știe despre ce e vorba. Uh-huh. Instanța morală este ăla pe care ești convins că nu te minte, că spune adevărul. Dar nu mai sunt instanțele astea și atunci oamenii devin violenți. Asta e o parte. O a doua parte, și mă întorc tot la planul global. Dacă mai țineți minte, în cartea lui Al treilea val, Elvin Toffler avea o metaforă care e prezentă și în titlul cărții. El spune așa: primul val al civilizației a fost civilizația agrară. S-a retras, a venit civilizația industrială. Se retrage și asta și vine civilizația informațională. El spune așa că în momentul în care apa se retrage și vine deasupra valul următor, între straturile apar niște... apare frecare și niște tensiuni extraordinare, pentru că niște molecule, și vine cu date din dinamica fluidelor, niște molecule vin într-o direcție și altele se duc în direcție și altă. Au loc niște tensiuni uluitoare acolo, pe tensiunile astea stau cei care fac surfing, pentru că există o dinamică a apei. Nou val vine spre țărm și celălalt vechi se retrage și apar niște rupturi extraordinare. La ora actuală trăim o astfel de ruptură. Se numește Marea Tranziție între civilizația industrială și civilizația informațională. Iar rupturile astea, domn Morar, atât vreau să vă mai spun, pot să treacă și printr-o familie, între părinți și copii. Eu trece în multe părți, între profesori și elevi, că de-aia elevii nu se mai duc cu drag la școală. Ăștia s-au format în altă civilizație, iar profesorii lor sunt pe malul celălalt. Au rămas acolo. Deci o serie întreagă de rupturi care au loc în societatea noastră, și atunci de aici vine violența, pentru că sunt rupturi pe care oamenii nu le înțeleg. Sunt noi realități pe care oamenii nu le înțeleg și lipsa de înțelegere, lipsa de certitudine și de predictibilitate te face violent, te face ambițios, te face individualist. Deci noi suntem exact la schimbarea asta de valuri, da. Între era industrială și era informației. Ne lovește în plin. Acum hai să învățăm cum putem să fim deasupra valului, să facem surfing, cum ați spus. Pentru că eu, când am învățat despre era asta, știam că ne așteaptă era comunicării. Dar de fapt s-a dovedit a fi doar era tehnologiei și a desființării comunicării. Pentru că ne e din ce în ce mai greu să comunicăm. Aveți dreptate. A fost asta ați prins-o în facultate. Știu de ce. Pentru că era o primă etapă a noii ere și s-a spus. E epoca informației. Se vorbea de autostrada informației, da? Autostrăzile informației. Pe urmă, civilizația imaginii, s-a spus, da? Imagine face cât 100 de cuvinte. E mai mult de atât. Da, mult mai mult. S-au spus multe lucruri pentru că erau diferite aspecte ale aceleiași epoca informațională, pe care noi o numim în limbaj comun digitalizare. Digitalizăm totul. Și când om învăța să digitalizăm totul, vom trece cu amândouă picioarele în noua eră. Deocamdată noi, genul nostru, și eu și dumneavoastră, suntem cu un picior în era digitală și cu un picior în cealaltă, fiindcă dumneavoastră ați apucat să vă pregătiți totuși în era cealaltă. În epoca în care citeați o carte, în care v-ați pregătit la facultate, bănuiala că mulți dintre studenții mei n-au deschis o carte la viața lor. Studenți la comunicare? Studenți. Pentru că ei citesc totul online. Sunt generația mileniană, care s-au născut în mileniul ăsta. Suntem în 2023, păi au 23 de ani. Cei care s-au născut în 2000 au 23 de ani. Oamenii ăștia s-au născut cu computerul lângă pătuță. Asta e problema. Ei sunt nativi. Și deja sunt setați altfel. Păi și e ăsta un păcat? Păi e o noutate. Și noi trebuie să o înțelegem și să o tratăm ca atare, mai ales părinții. Părinții nu o înțeleg.
Părinții riscă foarte mult, fiindcă ei nu se mai pot ține după copiii lor. Li s-a băgat în cap de la părinții lor și de la bunicii lor că părintele trebuie să-l învețe pe copil, copilul are de învățat de la părinte și e greșit. Noi acum suntem în situația de a învăța noi de la copiii noștri, dacă vrem să ținem cât de cât pasul cu evoluția lumii. Nu vrem să învățăm că noi suntem părinți, avem orgoliile noastre și atunci spunem că ei să stai un stricat. Asta e o stricată, nu o să facă nimic în viață, nu o vedem cu o carte în mână, dar ei au alte strategii de învățare. Și de multe ori, de-aia vă spun, sunt oameni capabili să treacă, să se perfecționeze. Citesc cărțile, dar le citesc în PDF. Le iau de pe Amazon. Nu, eu cred că am studenți care n-au stat în viața lor cu o carte în mână. Și reții mai mult citind digital? În cazul lor, digital? Da. Fiți sigur că da. Nu știu. În adică cazul le-ar fi mult mai greu să rețină dintr-o carte. Da. Nu mai au nici răbdare, nici... Bun, dar simțiți că generațiile astea tinere sunt mai agresive decât... Bumării. Nu neapărat. Știți unde sunt ei mai activi așa și mai înțepați, așa, cum să spunem popor, când e vorba de drepturile lor. Eu mă bucur. Mă bucur foarte mult. Pentru că eu, de pildă, în facultate, eram împreună cu alți 2-3 colegi, eram în fruntea unor mișcări de-astea revendicative. Întotdeauna ne-am pus problema că trebuie să fim respectați. Eram respectați. În Facultatea de Filosofie de la Universitatea din București ni se vorbea cu dumneavoastră din anul întâi. Eram foarte bine tratați, eram respectați prin comportament, prin profesor Radu Florian, de pildă, îmi scrie pe una dintre cărțile lui, actualului meu coleg, Dumitru Borțun. Și eu eram abia student în anul 4. Și el mă considera actualul lui coleg. Vrea să-mi spună că apreciază cât de bine sunt pregătit. Uh-huh. Asta înseamnă respect. Ei ne-au predat, fără să spună niciun moment cuvântul respect, ne-au predat lecția respectului, pentru că ne respectau ei pe noi. Și asta am făcut, fac și eu cu studenții mei, de când mă știu. Domnule student? Nu, domnul student, că devenim caragioși și nu suntem domnul trandafir. Totuși ne întoarcem în epocă. Dar le vorbesc cu dumneata când vorbesc cu unul, iar când vorbesc cu toți le spun dumneavoastră. În semn de respect, nu de superioritate, pentru că sunt mulți care folosesc acest dumneata. Da, dumneavoastră poate fi luat așa, da. Ca, nu. În semn de respect. Și ei trebuie să aibă de unde să învețe lecția respectului. Deci vreau să vă spun că în atmosfera asta de respect era câte unul care călca pe bec. De pildă, un profesor care a spus că nu ne mai primește la ore dacă nu ne tundem. Era epoca aia pletelor. Noi eram... Vrem să fim actuali, ca orice om, mai ales la tinerețe. Și a fi actual în epoca aia însemna să porți plete, pantaloni evazați, cămăși și pe trup. Mulate, așa. Am plecat toți de la cursuri, am blocat ușa. Și când a venit din pauză, nu am mai putut intra. Nu unde eram noi, eram la decanat. Unde ni s-a spus... trimiteți reprezentanți, sunteți prea mulți. Nu, reprezentanții trimite că nu putem veni toți, dar acum suntem toți aici. Vă rog să ne primiți, să vă uitați ce face acest profesor. Deci în momentul în care se întâmpla o abatere de la acest comportament, reacționam imediat. Noi am ajuns cu jalbă la Ministerul Învățământului, când ne-am trezit în 74 decret prezidențial al lui Ceaușescu, interzis repartizarea directă în învățământul superior, în cercetare, și în instituțiile de stat și de partid. Erau instituții centrale. Și ne-am trezit că aveam mai mult de jumătate din locurile libere. Nu aveam locuri unde să ne ducem. Pentru că scoseseră tot ce era învățământ superior, cercetare și înțigă. Și noi ne-am dus la Ministerul Învățământului, la ministru. Și am spus, nu ieșim de aici până nu rezolvați problema. Și a dat la telefon în toate inspectoratele și a spus, scuturați tot ce pică. Tot ce este ascuns acolo, catedre rezervate, tot ce erau. Inspectorii de la județe aveau toți catedre rezervate. Deci ați schimbat sistemul? Am schimbat sistemul. În timpul jocului, pentru că și ei jucau neloial. Uite, deci... mă bucur că mi-ați dat exemplul ăsta, pentru că este un exemplu de agresivitate sănătoasă. Da, noi am fost agresivi. Și de-aia vreau să vă spun, eu nu dezavuiez comportamentul ăsta la studenții mei. Mă bucur când îl văd. Sunt unii care sar peste cal. Adică
fac abuz de drepturile lor, de pildă nu muncesc, vor note mari, e genul ăsta de morală foloase necuvenite, uh-huh, pe care le vedem peste tot, și în administrația publică, și în viața politică, și în ăștia care plagiază ca să aibă și ei un doctorat, uh-huh, să ai foloase necuvenite. Nu muncești, dar să ai. Ăștia care câștigă mulți bani pe muncă puțină, easy money, da? Există foarte mulți oameni în societatea românească care urmăresc un raport ăsta injust, de fapt, incorrect, între efort și câștig. E, genul ăsta de student, când îl văd că încearcă să speculeze dreptul lui de a reclama pentru a obține o promovare nemeritată sau pentru a obține o notă mai mare la un eseu, la o lucrare, ăștia mi se par urâți din punct de vedere moral. Sunt niște oameni urâți. Nu estetic. Ei pot să fie foarte frumoși estetic. Sunt urâți în plan moral. Ăștia nu-mi plac. Dar eu, de-aia vă spun, faptul că sunt puțin mai activi, dacă vreți, putem să spunem și agresivi, dar nu sunt atât agresivi cât ofensivi. Aș schimba cuvântul. Deci sunt, își pledează drepturile. Pentru că se vorbește despre tinere generație, acum nu știu dacă neapărat studenți, dar copiii de grădiniță, ciclu primar, foarte, foarte... Asta cu bullying-ul și cu alte... Nu neapărat bullying, în primul rând capacitatea lor de atenție scade. Absolut, asta o să vedeți și la studenți. Deja a ajuns la studenți, nu se mai pot concentra. Și asta vine de la... Swipe. Da. Scroll. Da. Apoi, asta, lipsa de concentrare. Unii spun că jocurile video sunt cea mai bună metodă de a descărca stresul pe care l-au. Și vorbim de stres la generațiile tinere. Dar cred că ar trebui să ne uităm, atunci când vedem generațiile astea agresive, cred că ar trebui să ne uităm și la părinți, pentru că agresivitatea asta nu vine... Nu, se învață în familie. Așa este. Și vă dau exemplu, un studiu care spune că copiii proveniți din familii cu părinți divorțați sunt mult mai agresivi decât cei care provin din familii în care părinții îi cresc împreună. Mai ales dacă îi cresc bine. Și dacă între tată și mamă există un echilibru emoțional, un echilibru al sarcinilor, sunt mai multe aici, care presupun o familie bună. Știți că este o vorbă, domne, nu știu de ce e așa de repede, că vin dintr-o familie bună. Românii au prejudecăți foarte multe. Suntem, de fapt, un popor tânăr, care acum învățăm să gândim corect. Familia bună nu este... nici cât câștigă părinții, nici câte mașini iau, nici ce funcție ocupă. Nu, aia nu-i familie bună. Poate fi o familie dezastroasă. Pe criteriile astea. Familia bună e familia care dă un copil bun. Eu știu din Biblie un precept pe care îl aplic de când mă știu și e valabil să verific. Pomul bun să cunoaște după roadele lui. Deci dacă roadele sunt bune, și pomul e bun. Un copil bun iese numai din familii bune. Și am întâlnit oameni valoroși care au ieșit din familii de țărani, familii bune. Din familii de muncitori, familii bune. Dar muncitori, nu țăran îmbrăcat în salopetă, că ăla nu mai e muncitor, ăla nu e nici cal, nici măgar. Dar ce îi transmite copilului? Țăran, da? Chiar țăran, nu navetist. Că el trăiește la țară, lumea îl crede țăran, dar el lucrează la CFR. Ăla nu mai, ăla lipsește de acasă. Ăla n-are cum, numai cu voia lui Dumnezeu mai este un copil bun. Intelectual, care chiar citește, chiar lucrează, gândește cu ideile, schimbă idei în fața copilului, cu soția și cu prietenii care intră în casă, ăla e intelectualul. Nu un șmecher care a plagiat și a dat doctorat, are diplome și el se crede intelectual și el, de fapt, copilul n-a văzut cu o carte în mână niciodată. Deci ar lua el o carte în mână, dacă părinții nu fac asta. Deci întotdeauna familia bună este acea familie care oferă copilului o armonie. O armonie între sentimente și rațiune, între emoțional și logic, între tată și mamă.
cei doi stâlpi pe care stă lumea, nu? Pentru copil. N-am înțeles niciodată argumentul ăsta. Dar cum a scos briceagul la profesoară? Doar vine dintr-o familie bună, are note bune. Nu, ăsta e exact. Este exact dovada că vin într-o familie proastă. Și trebuie să te duci, cum a spus dumneavoastră, du-te în familie și vezi ce e acolo. Aia e explicația. Din păcate, profesorii noștri habar n-au. Nu fac sociologia familiei, nu fac sociologie în general, nu fac psihologia copilului, nu fac psihologie cognitivă, nu fac comunicare educațională. Deci profesorii noștri nu sunt pregătiți ca profesori. Noi avem facultăți de matematicieni, de fizicieni, de chimiști, de istorici, de filozofi, dar nu de profesori. Deci ce lipsește României? O universitate pedagogică. O instituție care să pregătească profesori, în care să se învețe comunicare, să se învețe exprimare corectă în limba română, fiindcă noi avem profesori care se exprimă agramat și transmit asta mai departe elevilor și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Înseamnă o instituție în care se intră ca într-un învățământ vocațional. Cum dai examen de aptitudini la conservator, da? Universitatea de muzică, îi spune acum, la Universitatea de arte, un arte, la arhitectură, dai și la meseria de profesor. Nu oricine are talent pentru asta. Sunt de acord. Ai nevoie de pildă de inteligență emoțională. Știți că sunt 8 tipuri de inteligență. Una dintre ele este inteligența emoțională, care te ajută să te pui în locul celuilalt, să înțelegi rațiunile pentru care spune ceva, motivațiile, reasons, spun englezii, deși motiv și rațiune. Rațiune pentru care se comportă așa. Nu le găsești în psihologia lui caută la casă, fiindcă s-ar putea să o găsești în relația cu bunicii. Deci, întotdeauna, sau în faptul că părinții sunt plecați în Spania. Deci, întotdeauna tu trebuie să ai o viziune de ansamblu asupra copilului. De unde să o ai dacă tu n-ai făcut, nu te-ai pregătit pentru asta? Știi fizică, ești tobă de fizică, cunoști spinul, cunoști cum se învârte electronul în jurul nucleului? Nu e suficient. Nu, te trezești în fața unui băiat de 12 ani și nu știi de unde să-l apuci. Pentru că nu ți-a spus nimeni niciodată. Ori, pentru asta trebuie să avem o instituție care să pregătească profesori și în care să intre oameni care au aptitudini pentru asta. Și, în primul rând, inteligență emoțională. Adică spuneți că agresivitatea asta, violența asta a copiilor, și sunt o mulțime de exemple, de la băiatul ăsta care a scos cuțitul la profesoară, la povestea recentă din Serbia, când un elev ia arma tatălui de acasă, o duce în școală și își omoară colegii. Iată, și el provenind dintr-o familie bună, dacă te uiți pe știrile din momentul respectiv, taică-su era un demnitar, da. Care vă garantez eu, dacă vreți să facem pariu și ne interesăm, care a lipsit de acasă în de zile. Exact când băiatul avea nevoie de un tată. Vă spun sigur. Știți ce spune Ralph Linton? Linton este un mare psiholog și antropolog cultural american care în 51, deci anul în care m-am născut eu, a publicat o carte care a făcut epocă. Fundamentul cultural al personalității, unde arată cum se naște o personalitate în legătură cu cultura din care face parte, în care se naște. Un sistem de valori, de reguli, de pattern-uri de comportament, da? În care ne socializăm, ne umanizăm și devenim ființe umane, adică culturale. Cultura e sucul propriu în care se formează om. Bun. Și el încearcă să explice o serie întreagă de nevoi fundamentale ale naturii umane. Printre ele este, nu sunt multe, dar una dintre ele este nevoia de răspuns afectiv. Deci dacă nevoia de a oferi afectivitate și de a primi răspuns afectiv. Emotional response, spune el. Bun. Și se constată pe bază de cercetări. Nu e idee venită când stătea la birou. Deci cercetările îi spun că acei copii care nu au avut parte de afectivitate și de răspuns afectiv în prima copilărie devin niște adulți agresivi. Niște adulți violenți și agresivi. Asta înseamnă că în sufletul lui acolo, pe fundul sufletului, este un mare gol. E un gol afectiv, lăsat de faptul că nu au avut răspuns afectiv din partea aceea. Mai țineți minte imaginile din anii 90 când veneau străinii la noi, filmau prin
orfelinatele României și copiii aia care se dădeau cu capul de pereți, care se legănau așa ca niște creaturi, ei erau pui de om, dar de care nimeni nu se ocupa, nimeni nu-i mângâia, nimeni nu-i strângea în brațe. Îmbrățișarea are o funcție extraordinară terapeutică. Toate lucrurile astea le lipseau. Din ăștia sunt actualii, sunt pensionarii de la Brahova, de la Jilava, de la Târcjor. Sunt băieți și fete care au crescut fără dragoste. Dar lui Putin ce i-o fi lipsit când era mic? I-a lipsit sigur, pentru că el a fost un delinvent inițial. A fost un băiat de cartier, gașcă. Atunci îl știe pe Prigojin. Se cunosc de când scoteau șișul. Dar să știți că și Stalin a avut o biografie similară. Stalin a făcut întâi de-astea, găști, atacau, era marea criză după primul război mondial, atacau țăranii care veneau la târg cu marfă, le luau marfa, o vindeau la suprapreț, făceau contrabandă. Deci Stalin a fost șef de bandă până când se ajungă om politic. Ceaușescu, biografii lui spun că el păzea la bariera Vergului țăranii care veneau cu marfă în București. Și nimeni n-a reușit să intre atât de adânc în biografia lui Ceaușescu, dar toți cei care l-au cunoscut și aveau un pic de inteligență emoțională spun că acolo e vorba despre o traumă abuzului în copilărie, ceva crunt, pentru că altfel nu putea să se nască. Da. Cei care au teoriile astea explicative în psihologie, da, asta spun. E un biograf al lui Ceaușescu, Pierre Hamlet se numește, se scrie Hamlet, da, H-ul nu se citește în francez. Pierre Hamlet publică o carte care era mai credibilă decât altele. Nu era biografia asta tam, cum să vă spun, în pas de fanfară, în fanfar, cum spun francezii, nu. Nu era doar o apologie, deși discret era o apologie. O biografie a lui Ceaușescu în care spune, zice, era cel mai curajos dintre copiii cu care se juca. Mereu când mergeau la pădurea de lângă sat și copiii aveau o strângere de inimă să intre acolo în întuneric cu păduri, el spunea, nu vă temeți, veniți după mine. Poate fi reală. Poate că într-o discuție cu Ceaușescu, că așa fac biografii, au întâlniri și discuții de ore întregi cu câte... cum sunt și pictorii de la curte, nu? Au o oră pe săptămână dedicată pictării portretului regelui. Cam așa este cu un mare personaj politic. Se întâlnește cu biograful lui o oră, două, trei, până când ăla zice mulțumesc, mi ajungeam datele necesare. Probabil că într-o discuție să-i fi povestit un episod din copilărie și ăsta a prins-o acolo. Frumos. Dar prinde și următorul lucru, zice, când a venit în București la 14 ani, copil de țăran, care venea dintr-o căsuță, vai de capul ei, amărâtă, cu mulți copii, grămadă, unii peste alții acolo, și ajunge în București și vede marele bulevarde, marile clădiri, vitrinele luminoase, cu lucruri scumpe în ele, de care nici nu putea visa că se poate apropia, trăsuri elegante, mașini, automobile elegante, persoane elegante, bărbați, femei. I-a urât cu toată ființa lui și a spus că o să vă distrug pe toți ăștia. Era lumea banului. Înțelegeți cum devine, când poate deveni un tânăr revoluționar? Vii mai devreme decât te-ai cop la cap, schimbi o civilizație rurală încropită sub semnul derizoriului, improvizației, și vii într-o civilizație urbană stabilă și vezi, te întâlnești cu o lume a bogăției pe care nu o bănuiei până atunci, ești șocat. Și reacția lui care? Putea să fie, voi ajunge și eu unul dintre voi. Nu. A zis că va distruge lumea. Și când a nimerit peste staliniștii ăia de la Doftana, care l-au îndoctrinat cu doctrina lui Stalin, că toți erau staliniști, Gheorghiu Deș, toată gașca lui, erau formați de Moscova. În momentul ăla a intrat în partid și a devenit militant.
asta poate să explice foarte multe lucruri din modul lui de a se comporta și din misiunile pe care le primeau de haiduc și alții securiști, killeri, care se duceau să îi omoare pe cei care vorbeau la Europa Liberă. Un profesor, foarte bună incursiunea asta în maternitatea dictatorilor, ca să zic așa, pentru că explică de unde vine agresiunea. Și a spus, în epoca asta a post-adevărului, la început de podcast, că agresivitatea asta, a avea dreptate, am dreptate, da, vine din gândirea asta emoțională. Da. Adică noi nu mai gândim rațional. Și nici nu interesează adevărul. Domnul Morar, asta e problema. Noi nu mai suntem interesați de adevăr. Uh-huh. Se numește dragostea adevărului. Nu mai avem. Hai, domnule, lasă în pace. Care pe care? Cine are dreptate? Asta mă interesează. De ce ar trebui să ne intereseze adevărul? Pentru că suntem ființe umane. Și cunoașterea este o dimensiune fundamentală a noastră, numai că nu toți ajung până la nevoia asta. Vedeți că e interesant ce întrebați. Nu toată lumea o are și nu toată lumea înțelege de ce trebuie. Foarte bună întrebare. E o carte apărută în două ediții în limba română, Cunoașterea inutilă, a lui Jean-François Revel. Jean-François Revel este un mare filozof politic francez care a murit acum vreo 10 ani, dar care scrie o carte în care demonstrează cu fapte istorice, cu analiză, că oamenii de fapt nu își doresc adevărul în istoria umanității. Că oamenii au apelat la adevăr când n-au avut altă soluție. Le-au încercat pe toate. Și când au zis, băi frate, ia să vedem de fapt care o fi adevărul. Deci abia în ultimă instanță apelezi la adevăr. Când vine unul cu adevărul, ceilalți îl resping. În primul rând că nu te cred, ești nebun, dacă adevărul vine împotriva așteptărilor lor. Și adevărul este de cele mai multe ori inconfortabil, de-aia foarte mulți oameni refuză să știe adevărul despre ei. Preferă să se simtă bine decât să știe adevărul. Nu toți au nevoia de a cunoaște, aveți dreptate. Eu bănuiesc că asta este în legătură cu nevoia de la Maslow, de autorealizare. Când ajungi pe vârfurile, deci ai rezolvat cu nevoile fiziologice, ai rezolvat cu nevoile cotidiene, hrana, grija zilei de mâine, rezolvi cu problemele sociale, te simți recunoscut social, te simți inclus, acceptat, bun. Ajungi la vârf, nevoia de autorealizare, de realizarea propriilor tale trebuințe și calități umane. Una dintre ele este cunoașterea. Și dacă nu ajungi la nivelul ăsta să simți să-ți realizezi, adică să pui ce în potențial, să pui în realitate. Asta înseamnă a realiza. Da? A trece din impotens în actul. Să actualizezi. Americanii chiar spun actualizare, noi spunem realizare. E același lucru. Să te actualizezi. Dom'le, autorealizarea asta presupune să și cunoști adevărul, dar nu toți ajung la ea. Nu să observați câți oameni în jurul nostru câștigă bani. Au 4 clase, au 8 clase, câștigă foarte mulți bani. Și ați văzut pe ce îi dau? Pe lăutar, pe manele, pe petreceri, mici, bere, grătare, își iau mașini, cântă cu cămașa deschiată până la buric, dau din șolduri. Astea este, eu am văzut foarte multe astfel de petreceri date de oameni care au ajuns la nivelul 2 sau 3 al nevoilor și nu s-au mai dus mai departe. Aici greșește Maslow. Și l-a recunoscut, a revenit asupra piramidei sale peste ani de zile și a spus, da, m-am grăbit când am zis că omul odată rezolvat un nivel trece pe următorul. Nu trec toți. Deci nu toți ajung în vârful piramidei. Nu ajung toți în vârful piramidei. Asta e concluzia. Mulțumesc. Cei mai mulți se lăbărțează așa pe nivelul ăla cu avem ce mânca, avem ce bea, mai avem și o muzică, un lăutar, o fată care cântă frumos, dă din șolduri. Asta e viața. Nu-i trebuie mai mult. Dacă ar fi, cum zicea Maslow în prima ediție a cărții lui, că ne ducem toți spre vârf, vă dați seama câte genii am avea în omenire la nivel mondial? Nu, cei mai mulți se duc. Iar cei care ajung pe vârfuri și nu știu, nu și-au terminat educația, nu mai știu ce să facă. Au ajuns pe vârful celebrității, pe vârful avuției materiale. Unii mor singuri într-o cameră de hotel de supradoză. Cunoașteți cazul, da? Cântăreți, actori, vedete.
alții se duc în spațiu cosmic. Alții coboară la 4.000 de metri în ocean ca să vadă dacă nu găsesc ceva în... Ceva viu de pe Titanic. Da, de pe Titanic, da. Bănuiesc că sunt niște secrete acolo care s-au dus, că nu se duceau ei așa degeaba. E un proiect care... Sau pur și simplu s-au dus pentru distracție, decât să dai banii pe manele. Fică n-au ce face. Exact. Unii s-au dus în cosmos, alții s-au dus în fundul oceanului. Deci ajung la un gol de sens al vieții. Exact. Vă dați seama? Și de ce e adevărată până la urmă afirmația aceea cu banii n-aduc fericirea? Degeaba faci bani dacă ți-ai pierdut sufletul. Numai și pentru ce să trăiești. Da, spunea cineva că până la urmă caracterul este destinul omului. Da. Nu bani, nu reputația, nu frumusețea, nu inteligența, ci caracterul. Caracterul însemnând acțiunile repetate, exact, care devin până la urmă obiceiuri. Obiceiuri și obiceiurile devin caracter. Caracterul, caracterul tău. Iar caracterul îți dă un destin. Și caracterul îți dă un destin. Corect. Așa că pentru ascultătorii noștri, domnul Morar, ca să fim și folositori... Cred că sunteți deja. Sper. Să aibă grijă ce acte repetă. Care devin obiceiuri. Aici e marea păcăleală. Că noi ne lăsăm de multe ori seduși de poftă, da? Ispita, și nu ne dăm seama că transformăm în niște acte pe care le repetăm în obicei, în obicei prost care ne face rău. De pildă consum de pornografie și multe altele. Eu mă adresez tinerilor. Știu precis cu cine vorbim aici. Și nu vorbesc doar cu studenții mei de la SNSPA. Ăia sunt prietenii mei, mă întâlnesc cu ei o dată pe săptămână, știu ce să le spun. Eu vorbesc despre toți tinerii care ne ascultă. Și au foarte multe probleme de rezolvat. Una dintre ele este această transformare a unor fapte dăunătoare sau nefolositoare în obiceiuri. Obiceiurile formează un caracter, caracterul dă un destin. Și pe urmă, să nu vină să spună că n-au avut noroc în viață. Să-și ia viața în propriile mâini. Am mai zis-o aici la podcast, cred că, dar n-aș vrea să greșesc, cred că Joe Dispenza a zis, your personality creates your personal reality. Really? Exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Dar aș vrea să ne dați, fiind prof de comunicare, aș vrea să ne dați niște tipuri de oameni sau caractere de care ar trebui să ne ferim ca să avem o existență cu mai puțină agresivitate. Păi da, am discutat deja în trecere despre ei. În primul rând, cei care vor să aibă mereu dreptate. Trebuie să ne ferim de ei, ocoliții. Pentru că degeaba discuți cu ei. Discuți cu ei, le spui, le explici, nu, și până la urmă, dacă le dai dreptate, sigur îmi dai dreptate, da, ești sigur, nu faci așa ca să scapi de mine, nu, domnule, ai dreptate. Și aici intră narcisiștii, da, în primul rând. Da. Narcisistul devine violent în momentul în care îl contrazici. El vrea să primească tot timpul confirmări. În momentul în care tu îi spui că nu e așa, devine violent și agresiv. Am citit undeva că la narcisiști atenția este... un fel de nevoie de e o nevoie esențială, e supraviețuire. Da, altfel, confirmarea. Așa e, să aibă mereu dreptate. O iau la vale, dacă nu îi confirm. Așa este. E ca mâncarea. Da, da, da. Dar există o formă de narcisism sănătoasă? Da, e o formă. Piaget spune așa că bebelușul inițial este ai un narcisist fără narcis. De ce? Fiindcă el încă nu știe că există. El nu face confuzie între el și mama lui. Nu știe că există eu și non-eu, în afara eu-ului lui. El vede mama, până își ia piciorușul și îl suge, el nu știe că e tot el. Își suge degetele la picioare. Nicio problemă. Jucăriile la fel, ce-mi e piciorușul, ce-mi e jucăria, până când începe să se prindă că el este el, există un eu și că restul lumii este non-eu. Și începe să aibă o raportare la non-eu. În momentul ăla apare narcis. Deci nu mai e narcisismul radical de care vorbea Piaget. Narcisism fără narcis. Apare și narcis care se iubește foarte mult. Începe să plângă că nu-i dai aia, că vrea aia, că vrea dulce, că nu vrea să mănânce, că nu-i place, întoarce capul.
tot timpul trebuie să te dai după gusturile lui, pentru că și sunt mulți părinți care aici greșesc. Îi cultivă narcisismul. Și începe să creadă că ăsta e un joc social și că mi merge așa, ăsta, așa merge lumea. El să spună ce-i place și ce nu-i place și lumea să ține după el. Ăsta este părintele slab, care din prea multă dragoste îl strică. Aici trebuie să știe clar că sunt niște reguli. Și că, deci noi trebuie prin mecanismul de sancțiuni și recompense, trebuie să întărim comportamentele dezirabile social, da? Și să descurajăm comportamentele nedezirabile pe care societatea le respinge. Și așa facem din el un om. Dacă nu facem asta, facem din el un monstru. Și pe urmă nu ne mai înțelegem cu el. Ajunge să ne bată. Dacă ajunge mai mare ca noi, din punct de vedere fizic, mai înalt cu un cap și suficientă putere, te bate de-ți sună apa în cap și e copilul tău. De ce? Tu l-ai crescut așa. Deci noi facem foarte multe greșeli, noi părinții români, pentru că avem foarte multe prejudecăți. Și asta va dezvolta un caracter... Da, violent. 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 Pentru că violent. Va fi acel adult care o să aibă mereu nevoie ca își toată lumea să-i stea la picioare. Își va bate copiii, va da sentințe. Ăsta e caracterul sentențios, cel care dă sentințe. El le are pe toate, știe toate, are toate adjectivele la el și el zice, tu ești puturos, tu ești rău, tu ești bun, tu ești băiat cum se cade, băiat de comiteț și așa mai departe. Nu mai împărți tu etichete, pentru că nu așa. Vedeți, îmi spuneați azi că s-a dat la bacalaureat caracterizarea personajului. Știți cât de importantă este lecția asta? Din păcate, nu toți profesorii o fac. Caracterizarea personajului, dacă s-ar face cum trebuie în școală, ne-ar învăța de mici cum să caracterizăm un om. Nu personajul din Caragiale, că acolo mi se pare că e făcut pe scrisoarea pierdută. O scrisoare pierdută. Nu. Nu, n-a picat Caragiale, a picat ceva Rebreanu și... A, și legat de asta... Camil Petrescu, cred. Și legat de asta era cu caracterizarea... Da, să aleagă un personaj de acolo. Foarte bine. Eu am văzut oameni care au prieteni de 10 de ani și nu știu să spună mai mult de... E băiat de comitet. Da, e băiat bun. Băiat bun. Dumne, atât poți să spui, e prietenul tău. Ține la glume sau ține la băutură? Da, cea, de-astea. Sau e dinamovist ca mine. De-aia suntem prieteni. Deci oameni care nu pot să caracterizeze corect un personaj. De ce? Un om, un prieten, un membru al familiei. Uh-huh. Pentru că s-au învățat să folosească etichete. Și au avut în jurul lor oameni care dau etichete. Păi asta facem. Zi de zi cu fiecare om pe care, care îl întâlnim. Până în Parlamentul României. Hoțule, 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 ăla tace, tace și până ce să-mi zic. Prostule. Tot o etichetă. Uh-huh. Pentru că la etichete n-ai cum să răspunzi cu argumente. Răspunzi tot cu o etichetă. Când mi-ați dat exemplu de politician, Abraham Lincoln spunea că, spunea așa, nu-mi place omul ăsta, așa că trebuie să-l cunosc mai bine. Da. Apropo de caracterizarea personajului, ce să nu vezi oamenii doar în lumini sau umbre. Da. Să... Și când vezi că ai o problemă cu el, trebuie să-l cunoști mai bine, să treci dincolo de impresia neplăcută pe care ți-a lăsat-o. Ceva bun trebuie să aibă în el. Așa este. Dar cum putem învăța să comunicăm asertiv? Ne apropiem pe final, domn profesor, trebuie să fie la facultate. V-am zis că e cea mai... Trebuie să învățăm să spunem adevărul fără să-l jignim pe celălalt. Noi nu știm asta. Și e, în primul rând, cel care primește adevărul despre el reacționează nefiresc. O luăm personal și de multe ori nu e o observație personală, e o observație care vizează pe toată lumea. Te simți vizat. Eu am văzut oameni care li s-a spus că problema ridicată de ei este o problemă stupidă și adică mă faci prost? Nu-l făcuse prost. Problema era stupidă. De fapt, era o persoană de etnie maghiară care în limba maghiară probabil că stupid, problemă stupidă sună altfel. Noi folosim alt adjectiv, falsă problemă. E o problemă falsă. Uh-huh. Probabil că dacă ar fi spus e o problemă falsă, ăla nu se mai simțea jignit, fiindcă nu putea să spună că l-a făcut fals. Dar a zis stupidă. Și adică mă faceți prost? Început. Și o luptă de cuvinte cu
cum spune Apostolul Pavel, ceartă de vorbe, ceartă de cuvinte. Nu era nicio idee acolo. Era doar ideea că femeia spusese că a întrebat-o, românul a întrebat-o când era campioană balcanică la atletism. Era dintr-un domeniu ăsta, zice, și se ridica steagul României. Vă simțeați româncă sau maghiar, unguroaică? Și ei spune, zice, e o problemă stupidă, o întrebare stupidă. Și avea dreptate. Exact. Avea dreptate, bineînțeles. Și, adică mă faceți prost. Genul ăsta de reacție, o iei personal, înseamnă că nu mai trebuie să ne spunem lucruri adevărate între noi. Spunem numai lucruri care ne fac plăcere. Deci, noi nu știu dacă ați văzut cearta dintre Gică Popescu și selecționerul naționalei Edi Iordănescu. Nu. N-ați dar văzut. Sunt la curent. Probabil că Costică, Gică Popescu. Popescu, Gheorghe Popescu, probabil că l-a criticat pentru partida cu Elveția. Și sau... nu doar. Da. Și cu Kosovo. Folosind cu Kosovo. Băi, da. Băiatule, Edi Iordănescu a luat-o foarte personal. Da. Și de aici... În loc să răspundă la argumentele lui Popescu, nu l-am folosit pe ăla pentru că, nu l-am folosit pe ăla pentru că era accidentat, nu-și revenise, nu l-am folosit pe ăla pentru că are viteza, dar nu știe să centreze. Deci, explică-i. Nu. Au sărit unul la altul. Din păcate, n-am observat, dar m-ați făcut curios. O să încerc să văd, pentru că astea sunt exemple de cum nu trebuie să ne comportăm, să comunicăm. În America există cursul de asertivitate. Asta voiam să vă întreb. Da. Ce înseamnă să știi să comunici asertiv? Ei învață de mici. Și copiii lor învață de la diferite trepte ale învățământului, învață să... Asertiv vine de la assertion, care înseamnă afirmație. Cum afirmi un lucru, depinde cum afirmi propriile tale convingeri. Cum afirmi convingerile tale religioase, când știi că cei din jur au altă religie. Cum afirm convingerile tale filosofice, când știi că cei din jur n-au treabă cu valorile spirituale, ei sunt pe... trăiesc clipa. Cum afirmi concepția ta despre naționala României sau despre guvernul României, când știi că ceilalți au altă opinie, au votat cu alții. Deci, trebuie să învățăm să afirmăm în așa fel încât celălalt să nu se simtă atacat. Și vorbim despre idei, nu despre persoane. Nu ne legăm nici de cariera lui, nici de trecutul lui personal, nici de părinții lui. Și aici vă dau un exemplu. Nici de copiii lui, da. Ce l-a jignit foarte mult pe Edi Iordănescu a fost momentul în care Gică Popescu i-a spus: bă, băiatule, dacă vrei să înveți să antrenezi, uite-te la tatăl tău. Asta nu e asertiv. Nu e asertiv pentru că introduce o idee că a ajuns acolo pentru că e băiatul lui taicăsu. Deci nu trebuia să pomenească de tot. Asta este adevărul. Deci asertivitatea înseamnă să comunici afirmativ, nu... Să comunici făcând afirmații, dar fiind pozitiv în același timp. Nu te legi de om. Și dacă vrei să-i spui cuiva un lucru, nu mai generaliza, nu-i spui, iar ai întârziat. Stai, am mai întârziat vreodată? Nu-i spui să nu mai promiți lucruri de care te depășesc. Poți să-i spui, vezi că de data asta ai promis un lucru pe care nu puteai să-l faci, să nu mai faci treaba asta. Deci, ai două variante, generalizarea și indicația specifică. Mergi pe indicație specifică. Dar în cazul unui, nu știu, unui conflict în trafic, da? Ca să dăm un alt exemplu de agresivitate. Cum poți să comunici asertiv cu unul care a intrat în spatele tău? Stând pe telefon. Da, păi... Te legi de telefon, în primul rând. Te legi de obiceiul prost pe care îl are. Deci nu te legi niciodată de persoană. Nu de atunci. El, că ajungi la mutra lui, la cravata lui, la nevasta de lângă el. Nu, nu, nu asta. Asta sunt cinci reguli cunoscute, date de Universitatea Oxford pe la 1890, vă dați seama, de când ăștia, cinci reguli ale disputei civilizate. Și una dintre ele exact asta este: nu ne legăm de obiectele și aparținătorii
celui cu care discutăm. Nu ne legăm de el, ne legăm de ideea lui. Noi discutăm ideile și atunci avem șanse să deslogăm, să ajungem la adevăr. Deci, eu nu știu dacă ați observat că de multe ori asisti la o ceartă între doi și nu poți să fii cu niciunul. Ți-e rușine de amândoi, ți-e rușine de rușinea lor. Nu poți să zici, bă, are dreptate ăla, că amândoi sunt luați de val, sunt... Dar nici nu poți să-i împaci. N-ai cum să-i împaci în momentul ăla. Trebuie lăsat deocamdată. Știți de fapt care e problema? Că fiecare dintre ei este o variantă unilaterală a adevărului. Fiecare are o parte de adevăr, dar ei nu văd, fiindcă nu văd ansamblu. Asta e marea problemă. Dar aici prejudecata că adevărul e la mijloc. Nu, adevărul este deasupra. Îi înglobează pe amândoi. Goethe a spus asta. E ca luna, nu-i vezi decât o, exact, o față. Exact, o față. La fel și în fiecare cazul oamenilor. Fiecare vede doar o față a adevărului. Și ar trebui să o vadă și pe cealaltă ca să înțeleagă și punctul de vedere al celuilalt. Și adevărul nu e deloc la mijloc. Goethe, când îi se spune treaba asta, în convorbiri cu Eckermann, și Eckermann îi spune, zice, adevărul e la mijloc, nu, maestre? La care, nu, drag, adevărul la mijloc nu e niciun adevăr, la mijloc e o problemă. Dacă o rezolvăm, poate ne apropiem de adevăr. Deci, noi întotdeauna trebuie să vedem ce spunea Lincoln. Dacă ăsta nu-mi place, înseamnă că trebuie să cunosc mai bine. Dacă ăștia se certă, înseamnă că e o problemă acolo. Hai să cunosc problema. De ce au ajuns să se certe? Cei care sunt implicați n-au cum, fiindcă ei nu sunt partea soluției, sunt partea problemei. Dar credeți că, citisem că bărbații cumva învață să comunice mai mult prin joacă, prin, nu știu, chestii pe care le fac împreună, băieței. Iar fetele învață să comunice prin cuvinte. Deci cumva comunicarea asta asertivă le e mai aproape, e mult mai aproape fetelor decât băieților. Mult mai aproape, dar pentru ele chestia cu comunicarea verbală e mult mai simplă. Știți că 80% din personalul industriei de comunicare la nivel mondial sunt femei? Uh-huh. 80%. Dacă s-a făcut analiză pe management, e invers. 80% sunt bărbați. Exact. Dar femeile sunt foarte bune comunicatoare. Ele au o rație foarte mare de cuvinte pe care trebuie să le spună într-o zi. Deci dacă ați ajuns acasă și soția dumneavoastră nu și-a făcut rația, să vă așteptați la bombardament verbal. Simte nevoia să vă spună, să vă povestească ce a pățit la magazin, ce a pățit în metrou, ce a pățit în trafic, ce a pățit cu ăla, cu al. Rolul dumneavoastră ca bărbat este să o ascultați, pentru că prin această, femeile sunt ființe narrative. Prin această povestire își fac ordine în idei, în sentimente și se descarcă. De-aia e foarte greu femeilor să stea cu narcisiști, pentru că narcisiștii nu ascultă. Nu, narcisistul zice, știi ce trebuia să faci? El e expertul problemei. Las că zic eu. Zic, și ea țipă. Poftim, întotdeauna face așa. Nu mă ascult niciodată. Ce spun eu și ce spui tu? Pentru că ea să vrea ascultată, nu să vrea consiliată. Nu de-aia îți povestește, ca să zici, tu ce ai făcut, dragul meu? Nu. Ea vrea să fie ascultată, dacă o ascult, să simte apreciată, să simte iubită și nu-i mai trebuie altceva. Domn profesor, pe final, niște cuvinte de aur pentru relații sănătoase, pentru o comunicare sănătoasă, că sunt relații casnice sau relații de prietenie sau relații de job. Respectați-l pe celălalt, întotdeauna. Celălalt este vital pentru noi. Dacă n-ar exista celălalt cu ce mare, noi n-am ști cine suntem. Deci celălalt este oglinda în care noi ne vedem. Întotdeauna, dacă ne uităm atent la el, ne vedem mai bine pe noi înșine. Cum suntem? Cine suntem, cum suntem, pentru că în funcție de cum ne privește, cum ne răspunde, cum se comportă cu noi, toate lucrurile astea ne fac să știm cine suntem. Celălalt este, în primul rând, un instrument foarte bun de autocunoaștere. În al doilea rând, este o valoare în sine. Cum spunea Kant, omul să nu fie niciodată doar mijloc, să fie și scop în sine. Celălalt nu e doar mijlocul prin care eu mă cunosc mai bine, este o valoare în sine. Cum spune Iisus înainte de înălțare, să vă iubiți între voi cum așa cum v-am iubit eu. Asta e ultimul sfat pe care îl dă acoliților lui.
ucenicilor lui, iubiți-vă între voi cum v-am iubit eu, dar noi suntem stai să ne iubim. De ce? Pentru că nu îl respectăm pe celălalt. În calitate de ce? În calitate de semăn. Semăn al nostru. E semenul nostru. Să-l luăm în considerare, să-l respectăm. Să nu ne mai vorbim peste umăr, să nu ne mai luăm peste picior, să nu mai râdem pe la spate unul de altul și așa mai departe. Să ne respectăm între noi și să învățăm un lucru elementar care văd că lipsește în cultura românilor. Contactul vizual și zâmbetul. Să învățăm să ne uităm în ochii celuilalt, nu pe dălături, nu la ceas, nu după OZN-uri, deci în ochii celuilalt. Ne uităm și să-i zâmbim. Să ne punem la dispoziție umanitatea noastră în care își poate recunoaște propria lui umanitate. Deci și atunci putem să plecăm la drum împreună. Deci nu trebuie chiar o facultate de comunicare. Ce se întâmplă, ca să înțelegi lucrurile astea și să se fixeze, că cam trebuie facultate de comunicare. Că noi nu avem o cultură a comunicării, din păcate. Avem o cultură a non-comunicării. Genul, dacă tăceai filozof, rămâneai. Da? Deci, hai domne, că am zis, am dat cu parul. Ba, de multe ori dai cu parul, fiindcă nu știi ce-ți faci cu vorbele. Lucrurile astea se învață la o facultate. Iar noi pregătim în facultate de comunicare profesioniști ai comunicării, care comunică pentru instituții, care comunică valorile unei instituții și obiectivele ei, opiniei publice, care învață comunicare managerială, comunicarea între manager și executiv, cei care execută. Știți foarte bine că o decizie poate să fie ruptă din soare. Dacă nu e înțeleasă și acceptată de cei care trebuie să o aplice, e egal cu zero. Asta se numește comunicare. Cum o comunici? Ca să fie acceptată de cei care trebuie să o aplice. Toate lucrurile astea se învață într-o facultate de comunicare. Deci nu merge, că dacă vorbim, comunicăm. Vă mulțumesc mult de tot, dar dacă ați convins măcar două persoane să își schimbe opțiunea din altă facultate în facultate de comunicare, la finalul acestui episod înseamnă că v-ați făcut misiunea. Nu știu dacă sunteți un profesor care primește atenții. Nu primesc atenții. Nu, dar... Păi ce fac? Credeți că mă duc la facultate? Asta e un cadou. Vi-l trimit prin curier. Mulțumesc. Este un vin foarte, foarte rar de la Academia Purcar, de la Chateau Purcari, doar câteva sute de sticle care sunt ținute în acele vase de lut, dacă vedeți, astfel încât cât mai puțin din mediul extern să aibă efect asupra vinului. Dar vă mulțumesc. Dumneavoastră ați fost vreodată acolo? Weekendul ăsta mă duc. Chiar weekendul ăsta mă duc la Chateau Purcari. Am fost și o experiență extraordinară. Da. Vă doresc numai bine. Vă mulțumesc mult de tot. Mergem cu treabă, să știți. Pauză. Ce pauză? Asta a fost ca un curs cu un profesor pe care îl iubesc și care s-a terminat foarte, foarte repede, dar o să ne mai vedem noi. Vă mulțumesc, Fain și Simplu.